A mai trecut peste noi încă un an. Decembrie este momentul când ni se face dor de sufletele noastre. Se apropie vremea colindelor și seara magică, iar visele sunt ceva mai aproape de realitate. Mai este puțin până ce vom fi cu toți împreună. Vom fi uniți în spirit pentru cea mai importantă sărbătoare a creștinătății, când lumina Crăciunului ne va fi pavăză peste tot ceea ce vom face în anul care vine. De asemenea, este momentul când putem spune timpului să stea în loc, măcar acum, pentru ca să putem trăi și simți prezentul. Este momentul să încercăm să trăim în clipa de față, pentru că prezentul se numește acum. Să încercăm să fim mai buni, darnici, înțelegători, răbdători, toleranți. Eu sunt norocoasă pentru fiecare clipă trăită, pentru că sunt contemporană cu cei din jurul meu, pentru că viața asta atât de tumultoasă și totuși unică mi-a dăruit mai mult decât am visat în copilărie. Să încercăm la această sărbătoare să nu uităm cele 7 minuni ale vieții. Să vedem, să auzim, să simțim, să vorbim, să gândim, să iubim și mai ales să trăim. Să aveți sărbători așa cum vă dictează inima și sufletul, pentru că spiritul Crăciunului este în fiecare dintre noi. Un an nou cu multă sănătate, bucurii și trăiți clipa ca și cum nu ar fi ultima. 73. Cu drag, Cristina. Y7 Giulie Bianchi Lima.